imagine, what's the change? No, adică vine x pe 3 plus x pe 5. X pe 3? X pe 3. Da. Plus. Da, dar adus asta, directa proporționalitate. A, x pe 3 egal cu... Da, 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 da. Egal cu y pe 5, egal cu z pe 7. Da. Deci are egal cu... X plus Y plus Z, da, supra 3 plus 5 plus 7, da, egal cu 900, da, supra 15. 15. Scrieți în parte. Și mai egal cu? Egal cu 60. Așa. Și de aici X pe 3 avem X pe egal 3. Cu 60. Egal cu 60 de un x va fi egal cu... x va fi egal cu 180. 180. Apoi. Y pe 5 este egal cu 60. Y este egal cu 300. Y egal cu 300. Și z pe 7, da, este egal cu, 60. Z pe 7 egal cu 60. Da, z este egal cu 42. Așa. Deci egal cu 42. Ultimul exercițiu. 420. Da, 420. Așa. Ultimul exercițiu. Împărțiți numărul 2016 în părți direct proporționale cu numerele 3, 15 și 24. Adică X, Y și Z. Da. Direct proporțional. Direct proporțional. Direct proporțional cu 3, 15 și 24. 3, 15 și 24. De aici vom scrie că x pe x plus y plus z este mai egal avem cu... pe x plus y plus z acum, nu? Da, egal, egal cu 2016. 2016. 2016. Și vom scrie că x... Da. X supra ce, 3. Ce observi? Ce observi? Da? Zi. X supra 3 egal cu Y supra 15 egal cu Z supra 24. Da. Egal cu X plus Y plus Z supra 3 plus 15 plus 24 egal cu 2016 supra 3 plus 15 plus 24 și acolo aflăm numele. Este exact ca și experimentul, da, da. Este o repetiție. Da. Așa că ne oprim aici, nu? Da. La revedere, să ne uitați la șer și vă mulțumesc la propunere. La revedere!